Viața ar fi chiar pustie dacă n-ar fi poezie. Versurile sunt savoarea, ia priviți continuare. Când îți iei mașină nouă și mergi pe certur odată, așa, respect, ocolești canalele, ocolești canalele, mașina devine? Mașina devine rablă că ai făcut-o. Păi nu mai e rablă dacă l-am ocolit. Înseamnă mașina devine mașina bună. Nu mai e rablă. Nu mai e rablă, e în bună stare. E bună stare. Dacă 5 ori 3 fac 15, iar 5 ori 5, 25, atunci 15 minus 6, logic, e egal cu? Cu 1. Nu, domnule, 15 minus 6 nu e 9. Nu. Ah, nu, da, 6. Deci dacă 5 ori 3 fac 15, iar 5 ori 5, 25, atunci 15 minus 6, logic, e egal cu? Cu? Găsește rima. Hai, lăsați 9 dacă nu găsiți. Când îți iei mașină nouă și mergi pe centură odată, în numai 2 km, mașina devine? Gândiți-vă la gurile alea de canal. Da. Și de nu nivelările mai sunt, alea. Nu mai sunt, nu le-am mai apucat pe alea, să acum se merge bine pe centură. Păi că e zăpadă. Da. Gândiți-vă la de nivelările alea și compunem. Dacă ții mașină nouă și mergi pe centură odată, în numai 2 km mașina devine? 4. Când ții mașină nouă și mergi pe centură odată, în numai 2 km mașina devine? Robă. De ce? Noi, aici m-am gândit. Dacă 5 ori 3 fac 15, iar 5 ori 5, 25. Da. Atunci 15 minus 6, logic, e egal cu? 3. Dacă a văzut Eminescu că Veronica nu vrea, a luat scaunul și masa și? I-a dat în cap pe ea. N-a fost să vă spune, n-a fost un scandalogic. Când Eminescu a văzut că Veronica nu vrea, a luat scaunul și masa și? I-a dat în cap cu ea. Nu, că nu era, nu, păi n-a fost ăsta recalcitrant, a fost cu minte și... Nu știm. Și le-a schimbat calul. Nu știm. L-a văzut Mihai Viteazu că Turcia au năvălit și a luat sabia, a luat calul și imediat a... Pornit? De unde a venit? Poeziile rezistă dacă poeții insistă, însă unele cuvinte sunt totuși nepotrivite. Chiar și așa, viața pustie dacă n-ar fi poezie.